Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire de conștiință. Ne aflăm în toiul primăverii, o mulțime de magnolii și de zarzi înfloriți, numeroși arbuști de jar și de fortiția dau farmec mireasmă și culoare urbei noastre. Fondul sonor este asigurat de o mulțime de mierele matinale, de guguștiuci și de vrăbii. Lumea e foarte frumoasă. Lumea își dezvăluie tot mai mult frumusețea, de parcă ea însăși prima se pregătește de înviere, de parcă ea însăși ne întreabă, n-ați vrea să știți de înviere? Despre frumusețile lumii vom vorbi astăzi cu un foarte bun prieten, un fel de un specialist în domeniul frumuseților lumii, un fel de custode al călătoriilor, el însuși un călător înrăit, al mitei un om foarte bun, domnul Adi Voican, care este fondatorul și directorul BB Touring. Bine ați venit în emisiunea noastră. Să rămân la părinte, mulțumesc pentru invitație, am venit cu tot dragul. Da, am simțit asta. De cum v-am chemat, ați răspuns cu maximă promptitudine și îmi exprim recunoștința. Abia așteptam să vă văd, indiferent de împrejurări, indiferent de, loc. E o bucurie când v-am în preajma mea. E un context nou pentru noi să ne întâlnim într-un studio de televiziune, așa încât există și această emoție a noului. Este adevărat. Domnule Adi Voican, noi călătorim. Din punct de vedere biologic, călătorim de la naștere până la moarte. Slavă Domnului că nu suntem doar trupuri. Din perspectivă teologică, noi călătorim dinspre pământ spre cer. Asta da perspectivă, o perspectivă strașnică și care ne dă multă nădejde. Din perspectivă liturgică, noi călătorim spre înviere, o nouă perspectivă încântătoare. Omul, prin definiție, este un călător. Ceea ce înseamnă că, până la urmă, o călătorie ne definește sau oglindește parțial condiția noastră omenească. De unde rezultă și faptul că o călătorie a trebuit luată în serios. O călătorie are mai mult rost decât ni se pare nouă la prima vedere, chiar dacă este vorba de o călătorie de relaxare, chiar dacă e vorba despre o vacanță. Domnule Adi Voican, spuneți-mi, vă rog, de unde această sete de călătorie care vă caracterizează? De unde această chemare de a propune călătorii atâtor oameni pe care i-ați făcut fericiți mijlocindu-le o mulțime de frumuseți pe care ei le-au descoperit la fața locului? O întrebare cu multe ramificații spre multe tipuri de răspunsuri. Într-adevăr, călătorim și suntem în aproape de, am trecut puțin de mijlocul postului Paștelui și Paștele, Pesach, înseamnă, nu, trecere. Tot timpul trecem de la un stadiu la un alt stadiu. Fie că este biologic, ne dezvoltăm în copilărie, fie că este intelectual, învățăm, fie că devenim sufletește. Și asta ar fi treapta cea mai înaltă, ca la o rachetă cu trei trepte, că toți suntem în zona asta de călătorie spre înalt. Iar în context, mirean, există această atracție pe călătorile spațiale, care încep să fie o realitate dincolo de cărțile SF, începe să se întâmple. Deci atracția asta spre înalt, nu știu, de la Hillary, de la a urca un munte, de a urca muntele Sinai sau muntele lui Adam și a
vedea ce se întâmplă, ce e dincolo, că și noi încercăm să ajungem într-o stare de devenire. Acum, cinstit să fiu, cred că m-a descoperit călătoria pe mine, nu eu pe ea. Sigur că fiind copil, mergeam în vacanță și mergeam la mare. Și cred că asta era maximul și cel mai frumos orizont al copilăriei, să fii în vacanța mare și să mergi la mare. Grozav. Și de multe ori se întâmplă să ai succes în viață când munca, business-ul tău se așează pe zona care îți și place foarte mult. Pentru că în business și noi împlinim anul ăsta 35 de ani de când ne-am născut într-o vară pe la Venus, prin stațiunea Venus, pe post de studenți care încercau să facă un business, numele Bibi are anul acesta 35 de ani. Deci, în tot acest timp, vacanțele ne-au atras, marea ne-a atras și încet, încet am făcut un business. Sigur că în momentul când faci un business, ai o activitate sau o muncă în domeniul respectiv, nu prea mai ai timp de plăcerea inițială. Rămâne așa o veșnică aspirație. Mi-aduc aminte că erau ani în care lucram pe litoral și zici, cel puțin 200 de ore să te duci să faci baie în mare sau o să fii pe plajă. Și nu se întâmpla. Deși eram dinainte de 1 mai și plecam după 15 septembrie, nu știu dacă ajungeam o dată sau de două ori. E incredibil. Nici mie nu-mi vine să cred, dar așa se întâmpla. Nu apucai să faci 3 pași spre mare, că 8 oameni veneau și te întrebau, numai o secundă, să-mi semnați aici, sau vezi că a venit nu știu cine, întoarce-te că... Și asta s-a întâmplat mulți, mulți ani de zile, până când ne-am dat seama că totuși călătoria poate e mai importantă uneori. Ea te transformă, te face, în sensul de te construiește, decât țelul, orizontul, fata morgana, nu se termină niciodată. De fapt, așa cum spuneți foarte frumos de la Anvon, am fost creați asemănători cu Dumnezeu, cu chipul lui Dumnezeu, dar asemănarea trebuie să o lucrăm forever, în veșnicie. Apropierea e asimptotică. Deci nu se termină niciodată. Deci, într-un fel, e bine, călătoria noastră e destinată spre infinit. Și asta e o atracție extraordinară. Când reveniți acasă, dintr-o călătorie, acasă e mai acasă? Ți-e dor de casă întotdeauna, dar vii cu o altă perspectivă. Deci ideea de a vedea lucrurile de departe, cum, nu știu, un pictor se duce departe să vadă cum arată totuși în ansamblu sau un sculptor, deci cam așa vezi România. Noi de meserie vindem în primul rând România ca destinație turistică, în toate formele ei, în toate felurile ei, și o iubim foarte mult. Și sigur călătorim foarte mult în România, pentru că și România e într-o stare de devenire turistică. Noi tot timpul o criticăm că avem o impresie că e scumpă și cu servicii proaste. Sau, mă rog, așa era o marotă a mediei din România. Dar în fiecare an, mergând și vizitând, vezi că lucrurile se îmbunătățesc vizibil, că se construiesc hoteluri noi, că se fac restaurante noi, că sunt stațiuni care se modernizează, domeniul public, apar noi și noi pârtii de schi sau centre spa și așa mai departe. Nu-i totul perfect, dar nicăieri pe lume nu e perfect. Adică sunt 195 de țări în lume, România poate că din punct de vedere turistic e undeva pe la locul 40-50. Sunt multe țări în fața noastră și e foarte bine să privim în față. Dar dacă ne-am uitat un pic și peste umăr, am vedea că mai sunt 150 de țări în spatele nostru. Ca regim politic, ca regim de vize, ca temperaturi, ca frumuseți, ca infrastructură. Mult mai bine stă România decât avem noi percepția și decât vorbim noi despre ea. Dar ca să vezi România cum arată cu adevărat, trebuie să te duci ori în Etiopia, trebuie să te duci ori în Sri Lanka sau în India, trebuie să te duci departe. Și de acolo lucrurile se văd cu totul altfel. Când vorbești de România, de exemplu, pe muntele lui Adam în Sri Lanka, lumea întreabă, România asta unde e? Europa? Unde e Europa? Adică voi sunteți lângă Rusia, nu? Sau... Nu e clar. Da? Când acolo sunt numai în două țări, 5-3 miliarde de oameni sau 60% din populația țării, lumii este acolo în zona asta extrem orientală, Europa e o chestie mică și prea complicată și departe, și mental, și spiritual, și în toate felurile. Și atunci îți dai seama că acolo nu ești un ambasador pentru România, ci ești un ambasador pentru Europa. Că așa e din avion, trebuie să vorbești despre planeta Pământ, după aia vorbești despre continent. Deci turismul îți dă o perspectivă în timp, în spațiu și în devenirea ta proprie. Trei dimensiuni. De unde sictirul ăsta față de tot ce e românesc?
De ce ne place să folosim această placă uzată cu România? Nu e, noi suntem mulți. De ce ne place? Nostru, totul e praf, servicii îngrozitoare. Sigur că un pic de adevăr acolo este, pentru că spuneam, ne uităm tot timpul în față și ne comparăm, nu știu, cu Germania și cu Coasta de Azur. Și atunci, într-adevăr, suntem mai în urmă. Dar depinde ce vrei să vezi, partea plină sau partea goală a paharului. Pe de partea cealaltă, eu prefer să văd devenirea. Adică mâine e mai bine decât a fost azi, azi e mai bine decât a fost ieri. Și asta se întâmplă de la o vreme. Și asta se întâmplă în mod evident. Pentru că noi facem de mai mult de 20 de ani infotripuri. Infotripurile sunt un fel de descoperă destinația și învață destinația pentru agenții mai tineri, pentru agenții din agențiile mai mici care cumpără, de exemplu, pachete turistice de România de la noi și îi ducem pe litoral, îi ducem în delta, îi ducem în stațiunile balneare. Chiar mâine dimineața la ceas o să plecăm spre Băile Felix, unde se întâmplă lucruri minunate. Deci vezi, numai cine stă acasă și vrea să se dea deștept pe Facebook și zice lui, el nu mai merge în România, el niciodată, el a întâlnit lucruri urâte. Poți să vezi lucrurile urâte. E alegerea ta. Dacă ai ochii făcuți pentru a vedea frumos sau pentru a vedea ce sau a căuta ceea ce este urât. Ne spunea concetățeanul nostru Nichita Stănescu, obișnuiți-vă că sunteți frumoși, dezobișnuiți-vă că sunteți urâți. Poți să vezi și binele și rău, și lumina și întunericul, și pământul și stele. Sau, uite, cineva care e departe de zona spirituală, în sensul nostru duhovnicesc, de asta spunea, uite, suntem căzuți în șanț, dar privind spre stele. Depinde ce-ți alegi. Cât se poate de sugestiv. În această lume există locuri minunate. Din punctul nostru de vedere, sunt locuri de neratat? Da. În tot locul stăpânirii lui sunt lucruri minunate. Și Dumnezeu le-a făcut minunate pe toate și noi le descoperim. Și poate nu ne dăm seama la tinerețe, dar poate pe măsură ce înaintăm în vârstă și vedem că ce a rămas în spate e mai mult decât ce e în față, încercăm să ne bucurăm de ceea ce trăim. Și ceea ce vedem. Și mă gândeam zilele astea că războiul ăsta din Ucraina, care ne-a pus pe toți pe jar în toate felurile posibile, ne poate aduce în minte faptul că pacea e un dar. Nu e un dat. Și nu e în modul natural. Ca să faci pace trebuie să consumi energie. Legea 3-a a termodinamicii spune că haosul e starea naturală și spre asta se îndreaptă un sistem dacă îl lași de capul lui. O casă uitată, crezi, buruie în pe ea, să dă rămăzindu-le. Nu se renovează singură. Deci ca să faci pace, trebuie să consumi multă energie. Avem o fericire acolo, îmi spune că făcătorii de pace sunt undeva pe scara fericirilor, undeva mai sus. E greu să faci pace. E mai greu decât să fii smerit în banca ta. E mai greu decât să fii milostiv. E mai greu. Să faci pace e un lucru foarte complicat. E o chestiune care ține de un război, o luptă permanentă. Probabil că în mod natural haosul, războiul, cearta ar fi o stare naturală. Pacea se obține cu multă inteligență, dibăcie, sacrificiu. Și se conservă deopotrivă. Deci trebuie să consumi energie, în limbaj obișnuit, ingineresc, ca să poți să faci armonie. Pace înseamnă armonie. Și am ajuns în lumea spirituală. Dacă ai armonie, ești ca în rai. Ei, asta se obține greu. În mod natural e iad, nu e rai. Și atunci dacă învățăm lucrurile astea, învățăm și să ne bucurăm de minunile lumii pe care le vedem. Pentru mine, cel puțin, sigur că pentru fiecare într-un context al vieții lui, al momentului lui. Pentru mine, descoperirea Etiopiei, de exemplu, a fost absolut fabuloasă. E de neratat. Singura țară din toată Africa necucerită vreodată de vreo armată. Vreodată de vreo armată. Niciodată. O țară care are unul din cele patru alfabete proprii. Se cheamă alfabetul G-I-Z. Și care ar putea să fie atât de impenetrabil încât zic bine, și cine înțelege cultura lor? Dar ei au fost atât de deștepți încât pe fiecare carte pe care au scris-o de cursul miilor de ani, scrie acolo G-I-Z, nu înțelegi nimic în mod evident, dar pe dreapta e o fotografie, o imagine a ceea ce scrie în stânga. Și e o carte pe care o poți citi numai din poze, din picturi, și un popor extrem de sărac, dar uluitor de fericit. Am ajuns în Etiopia după criza din 2008-2009, la începutul 2012, în ianuarie,
Și toată lumea era cu criza. Cum e acum criza următoare, atunci era criza economică. Și întrebam, voi sunteți în criză economică? Și răspunsul era simplu, poate peste vreo 200 de ani. Oameni extrem de fericiți, fețe frumoase, chipuri de copii pe care nu te puteai opri să-i pozezi și care veneau. Și te gândeai, oare seamănă cu unii care întind mâna că vor și ei un ban? Da, ar fi vrut un ban. Dar dacă nu și le dădeai creioane, erau fericiți. Mi-am pus în gând că dacă mai ajung vreodată în Etiopia, să-mi iau un valiză de creioane colorate pentru copiii aia să-i fac fericiți. Sau bomboane. Deci banii erau în top 3, dar nu pe primul loc. Fiindcă acei copii făceau școala și sunt obsedați de școala asta, chiar se țin de ea, alergând printre niște copaci, oprindu-se sub un copac la umbră cu profesoara și toată clasa vine la tine la microbus să te vadă, să te cunoască bucuria de a te cunoaște, nu milogeala neapărat. Mm. Și Etiopia, m-am dus acolo, Etiopia, regina Saba, regele Solomon, da, o dovadă de înțelepciune când o femeie ajunge să conducă destinul unui popor mare și nu știe. Și ia să mă duc eu să-l întreb pe cel mai înțelept om din lume. Unde e? Și hai să plecăm vreo 3 ani prin Sahara pe jos, să ajungem la omul ăla. Asta e cel mai important lucru, să încapăt înțelepciune. Aparte, cu totul aparte. Și faptul că ei n-au fost cuceriți niciodată are niște repercusiuni uriașe. N-au fost cuceriți niciodată, n-avem nicio populație de tip arab, pers, să le distrugă valorile spirituale, venind ei dinainte de Hristos cu mult, cu această cultură iudaică, au trecut în mod natural și cred că unic în lume la creștinism, fără să fie o ruptură. Aproape ca la, sau pe o scară mult mai extinsă decât la Sfânta Ecaterina în Sinai. Deci n-au fost cuceriți niciodată. La ei trecerea de la iudaism la creștinism a fost atât de lină și naturală, încât este argumentul suprem pentru cei care spun, dar creștinismul este o sectă a iudaismului. Cineva a venit și a schimbat tradiția culturală iudaică. Nu, la ei e natural. O să vezi într-o biserică de-a lor crucea lângă steaua lui David. Adică tata și fiul. Continuitatea asta. Vechiul Testament, n-am venit să strig legea și prorocii, am venit să împlinesc. Crucea împlinește steaua. Ceea ce până la urmă este unic, cred. Absolut unic. Etiopia este absolut unică din asta. Iar faptul că ne-am dus acolo și după o legendă, că aici e chivotul legii, cine mai știe după mii de ani care e povestea și... Ajungând acolo, ne-am dat seama că argumentele pe care le au, această lipsa unei civilizații care să vină să rupă istoria, deci această continuitate, arată că dovezile pe care le iau ei sunt irefutabile. Nu poți să spui că cineva a contrafăcut toate dovezile arheologice din fiecare din secolul 1, 2, 3, 4, 5. Ori la ei, în cărțile astea pe care le-am văzut în mănăstirile de pe malul lacului Tana, convoiul care trece cu chivotul legii în spate e prezent în fiecare din secolele astea. Adică e incontestabil, sau e foarte greu contestabil că cineva a contrafăcut toată istoria ca să se laude ei. Iar povestea din spate este de asemenea uluitoare. Faptul că unul din regii iudai și-a luat o nevastă care se închina la idol și a adus idolii în templu, a făcut că la un moment dat paznicii templului au zis: chivotul legii pleacă din templul ăsta dacă tu împietezi asupra credinței noastre strămoșești. Da, da, câteodată femeie mai puternică în povestea asta și Manase, sau dacă țin minte bine, n-a făcut. Și ăștia au plecat de acolo cu chivotul și au făcut-o într-un mod foarte interesant și înțelept. Au făcut 7 delegații care au plecat cu 7 copii în toate părțile lumii. De unde să știm noi că în Etiopia e cea adevărată? Pentru că de celelalte s-a pierdut cumva știrea, unele au ajuns în Britania sau așa, dar acolo au ajuns și se ține minte pentru faptul că primul loc în care au plecat era un loc familiar, au plecat în Egipt. Și circulând în vacanțe din acestea laice, să zicem, și ajungând după croazie, era pe Nil Aswan și la insula Elefantina, e o insulă foarte interesantă acolo din punct de vedere turistic, dar legăturile sunt foarte spectaculoase. Să te întâlnești cu Etiopia în insula Elefantina e foarte interesant. Ei s-au așezat acolo, să facă acolo un templu și au început să-l facă. E incontestabil. Da? Dar la un moment dat s-a rupt filmul și au plecat. De ce?
un conflict între ce înseamnă oaia în tradiția egipteană. Ei se închinau, se închină la orice acolo, deci se închinau și la o oaie. Și această încercare de a păstra puritatea religioasă i-a făcut să zică, băi, aici e o problemă, că la noi mielul, asta e altă poveste. Și au plecat de acolo. Și unde să se ducă? Mai în sud. E, mai în sud e mai complicat. Sudan, avem Sahara, nu știu ce, dar ajungem în Etiopia. Și au ajuns în Etiopia și s-au dus la Axum și templul acolo pe care l-au construit, în care e păstrat chivotul, e păstrat și cu toate legendele și misterele, că cine intră acolo moare, că de asta se predă din succesor în succesor și e apărat forever. Dar a ei, în ianuarie, când am ajuns, noi are luat festivalul ăsta Timket, adică al botezului, care este uluitor de festiv. Oricum ei au un an cu 13 luni complicate. Erau până în 1970 când am ajuns noi în 2011. Nu e complicat să înțelegi și de povestit. În dar faptul că la un moment dat, noi nu știam. Adică am nimerit întâmplător, dacă întâmplarea face parte din cuvintele obișnuite. Era o manifestare păstradă cu niște oameni îmbrăcați în alb, unii în alb, unii în galbe, frumos, și cântau o muzică foarte ritmată. Nu știu, căscă în gura ce e acolo. Dar era o manifestare în care toată populația din Addis Abeba și se păstrăzi. Era un fel de teatru în aer liber la care participau toți, dar nu un teatru. Era un festival, o sărbătoare, un festival, festivalul Timket, în care toată ziua oamenii ăștia transpuneau povestea biblică, cântau extraordinar de frumos, aveau niște sururi de covoare roșii pe care le tot înșirau în față, unii strângeau din urmă, unii le puneau în față și le măturau să treacă preoții și cu chivotul legii, că de aceea e povestea acolo. Și totul se termina pe stadion, în care făceau ca un fel de priveghere de toată noaptea și spuneau povestea religioasă cu cânt. Iar ei, în țara asta săracă, de multe ori plină de praf, ei albi, galbeni, impecabili, cu zâmbete pe față, fericiți, o întreagă capitală care vibrează în același zi, da, e unic, e de neratat, Poveștile etiopiene sunt niște lecții pentru noi în fiecare minut și secundă, gândindu-ne că de acolo vedem România, aia pe care o promovăm, cu frustrările ei, cu chinurile ei, cu nu ne place turismul nostru. La ei nu se strică niciodată străzile, pentru că e greu să se strice străzile odată asfaltate, cadou de statul italian, la un moment dat în decursul anilor, pentru că de la 20 la 30 de grade nu crapă, nu îngheață și dacă mergi pe jos, sigur, asfaltul nu se strică. Și rămâne. Și creează atâta multă emoție Etiopia, țara săracă, prin excelență, și care a dat un mare campion la maraton. Dar cred că pe oricare l-ai luat de pe stradă și l-ai pune să meargă 40 de kilometri, merge, că așa e la ei, toată populația e așa, nu e mare poveste. Pe ăsta l-au nimerit să-l pună acolo să câștige maratonul, dar sunt mulți care fac asta zi de zi. De la tinerețe până la foarte multă bătrânețe. Femei cu lemne în cap, mergând, te impresionează. Au creat un minister al milei, charity. Pentru că multă lume are milă, deci cineva trebuie să organizeze mila asta. Odată unii le fac șosele, unii le fac poduri, unii ajută cu ceva și trebuie să conserve treaba asta și să o facă. Dacă îi întreb ce populația au, nu știu, pentru că ei nu numără niciodată. Dar au o speranță de viață de 38-40 de ani și fac 10-11 copii. Mănâncă niște boabe, cară lemne în spate, merg pe jos și sunt revoltător de fericiți. Frustrant de fericiți. Pentru noi, cu atâtea angoase, din atâta cultură, din atâta civilizație, din atâtea comodități, din atâtea telefoane, din atâtea mașini, din atâtea tehnologii, oamenii ăștia fericiți, frate. Unde e misterul vieții? Multă experiență, sigur, nu la scara aceasta, apropo de poporul etiopian. Am mers de câteva ori în Țara Sfântă, de mai multe ori în Țara Sfântă, și pe drumul crucii, ca să ajungi la Sfântul Mormânt, trebuie să intri prin Biserica Etiopienilor. Uh-huh. Cea mai săracă, cea mai amărâtă. Doar că, în contrast cu sărăcia aproape lucie, frizând aproape mizeria, dar nu e vorba de asta, că sunt foarte curați, totuși acele locuri sunt negrijite. Cu ochii noștri pretențioși și poate snobi. În contrast cu locurile acelea, oamenii erau chiar fericiți. Erau niște părinți acolo, călugări,
îmbrăcați așa sărăcăcios și, dar atât de luminoși, ne salutau cu zâmbetele cât toată fața, pentru că apoi să ajungem, trecând prin acel altar etiopian, acel loc de închinare etiopian, ajungeam în curtea Sfântului Mormânt, intram în Sfântul Mormânt și dădeam de alte fețe, posomorâte, nervoase, tulburate, stresate, mă refer chiar la fețe bisericești, nu? E foarte interesant. Și acum mi-am amintit că, într-adevăr, da, oamenii aceia erau chiar fericiți. Mie mi se par că sunt din alt timp, adică nu sunt racordați ritmurile noastre, ritmul nostru disperat. Nici nu și l-ar dori, probabil. Stau liniștiți, călugărul era cu carte de rugăciune acolo, era într-o sală de contemplație, de tihnă, de așezare a Duhului, și când treceam pe lângă ei, ne binecuvântau cu zâmbete și cu lumină. Un singur lucru important și marcant, unic, din acestea de neratat, că îmi place întrebarea, provocarea. Dom'le, oamenii ăștia, după Regina Saba, au rămas să facă un pelerinaj în Țara Sfântă de câte ori puteau, că făceau vreun an, doi până acolo, văreau vreun an. Deci din când în când ei plecau acolo să se reconecteze la energia spirituală. Da, ca să treci Sahara înseamnă că probabil o treime din ei mai și mureau pe drum, de sete, de greu, de nu știu ce. Și la un moment dat, prin secolul 10-11, au avut un rege, la Libela, care s-a gândit cum să economisească povestea asta, dar să păstreze totuși legătura asta foarte puternică cu locurile sfinte. Și s-a apucat să construiască toate bisericile de la Sfântul Mormânt, vreo 12, cred, dacă țin minte bine. Îmi pare rău că memoria mea nu mai ține minte toate datele și cifrele chiar așa cum mi-aș dori. S-a apucat să le construiască. În ce fel? Într-un fel unic în lume, uluitor, de care puțină lume știe, dar care e la un click distanță. Inclusiv fotografiile pe care le-am făcut acolo sunt mărturie. Deci undeva pe vârful unui munte, așa ca un fel de deal, așa semi-rotund, dacă mergi și nu vezi nimic, la un moment dat, așa, cam la nivelul suprafeței, identifici așa o formă de cruce. Deci ei au săpat în munte și au făcut biserica de nu se vede, decât când te apropii. Ceea ce e uluitor, în afară de faptul că Sfântul Gheorghe, mi-aduc aminte, San Gheorghe sau așa ceva. Deci o formă de cruce și când te apropii vezi că, de fapt, are 3 etaje. Și te întrebi cum au făcut. Niște planuri înclinate, niște povești. Și mai mult decât atâta, când cobori și ajungi la ăla și te uiți în sus, deodată ce vedeai acolo, că e o chestie, au făcut și ei puțin în piatră, ce puteau să facă cu ciocanul și cu de lemn și cu ce? Te uiți în sus, vezi 3 etaje, vezi o simbolistică extraordinară a arcei lui Noe și așa mai departe, arca, biserica, toată... Vezi steaua lui David lângă cruce, și vezi că a fost sculptată dintr-o bucată, monobloc, adică nu-i construită. Iar oamenii de acolo, ei au legenda că au venit niște îngeri și i-au ajutat să facă, că nu poți să pornești dintr-un bloc de piatră, mai ales când e în munte, adică n-ai unghiuri, n-ai cum să tragi așa, și să pornești cu, făcând o gaură de aici, să o nimerești până în partea elaltă și să iasă bine. Și înăuntru să iasă, să mai escava într-o fructă, știi, sculpturile astea în fructe, să faci biserica... Nu. La nivelul ăla, atunci au zis că au avut niște scule grozave, până când le-au descoperit într-o ladă de lemn pe care nu puteau să o desfacă, au trebuit să o spargă, că avea un mecanism foarte deștept de deschis, nu l-au putut deschide, l-au spart. Și înăuntru au fost uneltele. Erau niște simple unelte de tip dăltuță și ciocănel de lemn. Și au făcut 12 astfel de biserici, care sunt absolut unice în lume, care îți dau o energie absolut uluitoare. Și nu au mai plecat în Israel, în pelerinajul ăsta multianual, ci și-au făcut replicile acelor biserici, dar s-au conectat spiritual, emoțional, s-au simțit parte din cultura asta. Iar am povestit și n-am vrut să fac atunci paranteza, dar vreau să fac această mică explicație. Acum, lacul Tana este al treilea lac amărie din Africa, foarte mare, ca într-o căldare din munți foarte înalți. Deci să treci peste munții aia să ajungi la lac este imposibil. Singura deschidere dinspre sud, o ferestruică așa prin care poți să te duci cu barca, dar pe cuvântul meu, dacă îți vine să te sui într-o barcă, să mergi vreo 60 de kilometri cât are lacul ăla.
în necunoscut. Iar mănăstirile despre care spuneam că păstrează aceste vestigii, aceste cărți, aceste manuscrise pe piele de capră, foarte simple, dar au niște comori de parcă zici, Doamne, dacă ar fi asta la Londra sau în Paris, ar fi pelerinaj acolo forever. Inexpugnabile, deci, ca niște cetăți, nici nu le vezi, nici nu poți să cobori bine din barcă pe malul ăla rupt acolo. Și acolo sunt aceste minuni care datează din secolul 1, 2, 3, 4, 5 și le vezi continuitatea. E, ok, și la muzeul din Addis Abeba, dar le vezi la locul lor acolo, deci erau practic de neajuns. Într-o fereastră de timp, într-o conservă ca frumoasa din pădurea adormită, sta acolo, nu se întâmplă nimic, după 2000 de ani poftiți să vedeți cum arată treaba. Îți dă sentimentul puternic de autenticitate, că nu trebuie să-ți explice cineva cu logică kantiană povestea, o simți, adică eu, ai văzut lumina, asta e ziua, te-ai lămurit. E o revelație relevată. Etiopia. Da, să vedeți cum se vede România, cultura, energia noastră și cum suntem noi de închistați în propriile noastre pătrățele. De acolo. Din Sri Lanka. Din Sri Lanka. Când am ajuns în Sri Lanka, nu știam nimic, știam că acolo există Adam's Peak, muntele lui Adam. Ce legătură, de unde vine, etimologie, poveste, sus pe vârful acestui munte de vreo 2200 de metri, e o urmă în piatră, pe care o revendică toată lumea, și musulmanii, și hinduși, da, și noi. Zicem că atunci când Adam a fost aruncat din rai, acolo a căzut. Și ca să nu fie șocul prea mare, diferența prea mare față de grădinile raiului, muntele ăsta absolut înverzit și minunat, se mai cheamă și muntele fluturilor, atât de colorat și de viu este, ar putea să fie ca un fel de continuitate, mai lină trecerea de la rai la pământ. Și o urmă acolo. Și există acest obicei să pleci noaptea la 12 ca și la Sfânta Ecaterina pe Sinai și să ajungi dimineața la răsărit acolo. Acum, drept să spun, niciodată n-am făcut sport sau nu m-am pregătit pentru poveștile astea. Habar n-am cum de-am reușit să urc până acolo. Și la Sfânta Ecaterina, povestea cu Camila noaptea, e frumos, e interesant. O să o povestesc o dată pentru că e absolut uluitoare întâmplarea. Hai să o povestesc acum. Ne-am suit prima oară pe Camila, erau două nopți nedormite. Când trebuie să ajungi la Cairo, n-ai dormit, după aia mergi și să uiți la 12 noaptea. Deci a doua noapte nedormită. Antrenament, ioc. Ce antrenament? Niciun antrenament. Și foarte cald, 35-40 de grade, cine a fost știe, dar noaptea se face frigă. Ia-ți vând fulare, mânuși, că dacă nu știi, nu știi, dar ei știu. Arabul trebuie să facă și el, un leu, un dolar, acolo trebuie să facă și el. Bun. Noapte, întuneric, beznă, ca într-un alt cioc supraaglomerat, Doamne ferește de COVID acolo, în care lumea te calcă pe picioare cu cămilele. Ia cămila, na cămila, ia-o, e mai ieftin, e mai scump, ai cu mine, ai cu mine. Ne suim la un moment dat pe o cămilă de asta, că așa e modelul, trebuie să faci ca acolo dacă te-ai dus. Și toată lumea asta cu nebunia, parcă a dispărut ca într-un film, la un moment dat se ducea pe drumul ăsta cu cămila noastră, tot pe altă parte. Zic, asta unde ne duce pe noi aici, că noi suspicioși, și... Avem istorie, Victoria Lipan. Dacă vine unul, vrea să-mi dea în cap și să-mi ia oile. Nu vrea nimic bine de la mine, nu? Avem în cultura noastră chestia asta. Și cel vrâncean s-au vorbit să-l omoare, nu? Dom'le, și singur cu Camila aia care mergea pe marginea prăpastiei pe întuneric, nu știu cum vedea, dar nu călca niciodată în prăpastie, dar tu te uitai și ziceai, un pas, adică niciodată cu Camila de asta nu greșește, merge așa cu capul nori și nu calcă în prăpastie aia deloc? Nu calcă, n-am, uite, sunt aici, n-am pățit nimic. Dar avea minima mică de tot, luna era cea mai mare lună pe care am văzut-o vreodată, muntele, luna, Cămila și deodată din Ploiești, din România, acolo. Decupat, pus într-o pătrățică de timp, de viață, de spectacol. Și arabul la care nu știa, în afară de ies și banii, nu știa să mai zică nimic și tăcea. Cămila mergea rumega, noi pe Cămila, pe marginea prăpastiei. Era în fața noastră un rus. Cu o fetiță de 3 ani. 3-4 ani. Pe Cămila. El mergea. Nu ne era frică, oamenii în toată firea. Ne frică. Adică oricum, ne simțeam într-o aventură. Adrenalina era maximă, nu ne era frică. Dar era acolo ceva. Ce se întâmplă? De ce ne duce ăsta pe aici și nu suntem cu mulțimea aia gălăgioasă de cămile, cămiloi, pelerini și de ce suntem pe aici? Bine, el știa un drum mai bun. Habar n-am. Dar ne-a dat această liniște totală a muntelui. Cu luna mare. Singurătatea. Identificarea cu
peisajul, cu viața, cu istoria, cu toate. Te redescoperi. Și ăsta rusul cu fetița, pe care o chema Nadejda. Să-ți iei Nadejdea cu tine, cât de mică și de firavă și cât de speriată, că Nadejdea e un puișor speriat al certitudinii care devine mai târziu prin credință, dar Nadejdea asta e zborul, sămânța aia mică cât sămânța de muștar, mi-a fost o lecție uluitoare. Și-a luat fetița cu el acolo, noaptea, să urce până sus. Diferența față de pustiul ăla, piatra aia roșie, pustie completă de la Sinai, când urci noaptea, ajungi, vezi răsăritul de soare, acolo i-a dat Dumnezeu tablele legii, ce frumos, hai să coborăm, obositor. Îți muți picioarele cu mâna până mașină următoarele două zile până îți revii. Dar e o experiență unică în viață. Cele 2200 de trepte sau câte am urcat sunt extrem de obositoare, dar când am ajuns în Sri Lanka ziceam că știu despre ce e vorba. Tot ne-a dormit, tot ne-a antrenat, hai să urcăm. E, otru șos, cum ar zice chinezul. De ce? Păi acolo e o vegetație nebună. Nu e, dar nici nu e la fiecare curbă un arab care să zică cu dăm un dolar că îți dau ceai ca fiecare ca de el. Vrei la toaletă? Da, dăm un dolar. Îi dai un dolar, zice, păi aici, stau eu cu spatele, că n-ai unde, cărarea e atâta, adică ori prăpastia, ori muntele, ori tu. Zice, stau eu cu spatele, dă un dolar, asta e toaleta. Acolo sus, în Sri Lanka, nu era nimeni. Nu era nimeni și mi-a părut rău că am cărat aparatul de fotografiat și doar două sticluțe de apă de jumătate în rucsac, că știam cum e treaba. Ceai, cafe, carcadel. Nu era. Niciun arab să-ți vândă nimic. Buni oameni la casa omului negustorii ăștia să-i găsești când ai nevoie de ei. Merită să-și câștige dolarul. Sincer. Da, povestea cu muntele lui Adam este atât de uriașă pentru mine, atât de marcantă, încât nu mai ajunge vreo două seri să povestim despre ea și mă gândesc, nu știu cum stăm cu timpul, dar măcar esența. Am urcat, dilaila, că nu știam ce ne așteaptă, dar până urci acolo trebuie să mergi vreo 4 km. Adică pregătirea până la urcuș e ceva de mers. Ne-am îmbrăcat noi cum ne-am îmbrăcat. Am urcat greu și am învățat-o. Erau 5500 de trepte de urcat. Așa ca cât istoria lumii până la, de la Adam până la Iisus, știi? Exact, cam așa, 5500 de trepte. Niște trepte nu egale ca să-ți facă viața ușoară. Mai înalte, mai late, mai, adică nu ai un rib, nu poți să-ți faci un rib pe ele. Și mă gândeam, 5500 de trepte să urci, cum poți să faci asta? Că 30 de trepte ai urcat un etaj, 300 de trepte ai ajuns la etajul 10 într-un bloc și nu mai vrei să mai urci nimic două zile. 5500 de trepte pentru un om neantrenat sunt o provocare aproape de nebunie. O nebunie frumoasă, dar un pic de nebunie, că nu poți să-ți explici de ce trebuie să faci asta. Adică dacă acasă ți-e bine, mănânci, bei, te duci acasă, te odihnești, stai la televizor, ce trebuie să faci asta? Dar fiind acolo, nu mai dai înapoi, că ți-e rușine de restul lumii care face treaba asta. După aia îți pare bine, dar în momentul ăla te întreb, de ce eu trebuia să fac chestia asta? Cine m-a pus? Bun, să vedem urma lui Adam în stâncă. Ok. Și ne-a învățat omul ăla, un ghiduș, îi zic eu, un băiat așa de 1,58 m, 1,60 m, localnic, cum să urcăm. E de învățat în toate sensurile de urcare, povestea asta. Noi cum urcăm? Faci un pas, mai faci un pas. Păi nu poți, că mori, adică nu se face așa. Zice, păi nu poți să urci atât de mult. Dar cât trebuie să urci? Cât e cel mai ușor să urci? Un pas. Urcă-o doar un pas. Ce înseamnă să urci doar un pas? Pui un picior, pe al doilea ai pui lângă ăla, nu mai sus. Te-ai oprit. E ok? Da. Poți să faci un pas? Da. Hai, fă un pas. După fiecare pas, de fapt, te-ai oprit. Fiecare pas pe care îl faci e unicul și singurul și primul pas. Poți să faci un pas? Întotdeauna poți să faci un pas. O să zici că poate să zică cineva că e un sofist, că e o... Nu. Simți asta. Poți să urci 5500 de trepte de câte una, dar nu poți să urci 300 la rând. Drumul de 1000 de lei începe cu primul pas, zic chinezii, filozofia orientală. Această poveste te ajută și pentru că treptele nu sunt egale. Mai înalte, mai late, te obosește îngrozitor. N-ai nicio șansă să le urci, clar. Și am urcat. Nu știu cum. S-a întâmplat. Povestea n-a fost la urcare.
ci la faptul că acolo, la urma lui Adam, n-am putut să intrăm că era înconjurată cu lanțuri și dacă ar fi intrat vreunii și ar vedea, era plin de semne budiste, nu prea poți să pupi acolo să-ți arăți evlavia ortodoxă, nici nu înțeleg ea ce înseamnă ortodoxă. Poate creștinism în general, dar ortodoxie, cred că n-a ajuns unul dintr-o mie, nu sunt așa ceva. Dar am văzut un alt fenomen, uriaș, unic, irepetabil și de neînțeles, pe care nu știam. Și anume o hologramă. Muntele ăsta al lui Adam e un fel așa ca de con, dar turtit așa. Deci nu e un triunghi perfect, echilateral. Dar dimineața când a răsărit soarele, cum să zic, pe peisajul din fața noastră, că erau niște munți mai mici, evident, dealuri, munți, văi, se vedea un triunghi, o umbră. O găsim pe net imediat. Eu am pozat un triunghi echilateral perfect. Și poziția soarelui și cu muntele lui Adam și cu forma asta nu dau neam. Adică n-are de unde să iasă un triunghi perfect din cel mai înalt munte, care e de fapt așa, turtit. Și nici din poziția soarelui, că nu bate soarele din spate. Un triunghi echilateral perfect. Și iar omul ăsta, care era foarte vorbăresc, așa sunt ghizii, să te mai întrebe de pe unde ești, ce mai faci, ne întreba dacă cum e religia voastră. Noi foarte orto, așa, mai puțin dispuși să discutăm cu alții, să nu cumva să ne tulbure gândurile. Și tot îi explica ce e asta. Dacă întrebi cât zei ai, la e ceva simplu. 300 de milioane au indienii. Orice vine e binevenit. Mai un zeu? Mai un zeu. Se închină la orice. Nici nu vreau să spun acum în emisiune la ce se închină ei. Cine a fost acolo știe. Dar povestea asta cu treimea, cu triunghiul echilateral perfect pe care încercam să-i spun, zic, uite, o ai aici, primul exemplu. Omul n-a înțeles, dar a fost amabil, că trebuia să fie amabil cu noi. Povestea a fost la coborâre. Dacă la urcare am urcat extrem de greu, la coborâre nu am mai putut să coborâm. Ne făceau picioarele în toate felurile și cu noi era în grupul relativ strâns, cred că eram 10-12 oameni, era un doctor din Timișoara, pe acolo, care se mai și antrenase. Se și antrenase ca să facă chestia. El știa, noi nu știam, ne-am trezit acolo. Dumnezeu, la coborâre nu mai puteai. Și să tăia aerul, adică sticluțele de apă se terminaseră, aparatul de fotografiat era prea greu. Un rucsac cel de la, cu un aparat de fotografie. Să pozăm și noi, nu? Dacă ajungem o dată în viață la muntele lui Adam, trebuie să ai un aparat să pozezi. Mai bine aveam 3 sticle de apă. Sete groaznică, neputința de a mai coborâ și probabil că coborâsem maxim 1000 de trepte. Mai aveam 4000 de coborât. Să ne aștepte mașina, să plecăm mai departe, program, nu mai vorbesc de chestiile astea logistice. Problema e că nu mai puteam să coborâm de acolo. Și atunci ghidușul nostru zice, dați-mi mie toate bagajele, băiatul ăsta de 1,58 m așa, dați-mi mie toate bagajele și îmi zice mie, rămâi tu. Eu rămăsesem mai în urmă că nu puteam. Dar zice, ajută-l tu pe doctorul, pe colegul tău, sprijină-l puțin. Păi de-abia mă sprijineam pe mine, l-am sprijinit, am mai coborât 20 de trepte. Și iar n-am mai putut. Ne-am mai oprit 5 minute, am mai coborât 5 trepte, iar n-am mai putut. După care ghidușul nostru zice, nu merge. Ce fac? Telefon? Nema. Să dai o scrisoare până la vale, să vină cineva să te ajute? Nema. Zice, ce facem? Zice, întreabă pe asta, tu câte chile ai? Eu traduceam, că era cu limba engleză. Zice, 85. Uh-huh. Zice, mă întreabă, zice, poți tu să iei bagajele? Păi, dacă trebuie, nu iau. Dar ce vrei să faci? Zice, sprijină-te de mine. Dar de fapt nu sprijină-te de mine, urcă-te în cârca mea. Îi zice, el avea 60 de chile, pasagerul avea 85 de chile. El era ghid, era antrenat, ce știu eu, ori fi urcat muntele ăla de multe ori, ori fi coborât de multe ori, dar oricum e greu, 5500 de trepte. Și l-a luat în spate. Și a coborât cu el până jos. Și atunci am putut să-i zic, bă, pe câți bani poate să facă cineva chestia asta? Nu poți, adică e limitat fizic, poți să spun 1.000.000 de euro, mai cum să-l iei în spate, pun mai greu decât tine când ești praf și să-l mai cari. Deci nu era pentru bani. Indiferent că acolo ea câștigă 2 dolari pe lună și o fi dat cineva 50 de dolari sau 100 de dolari, nu există bani pentru care să poți face asta. Mori și gata, dar banii n-am mai apus să te bucuri de ei la final. Și atunci mi-a trecut în cap și i-am zis, vezi, ăsta e creștinismul. Superb. Excelentă lecție practică. Am primit tot o trei. De ortodoxie.
Bucuria revederii noastre, din păcate, a comprimat timpul. Așa încât va trebui să încheiem aici această, sper eu, primă întâlnire. Ați umplut de farmec și în același timp ne-ați provocat cu această prezentare, cel puțin două locuri minunate din această lume. Etiopia și Sri Lanka. Și n-am vorbit nimic și despre India, Sfântul Apostol Toma. E clar că trebuie să ne revedem cât se poate de curând. Mulțumim mult pentru că ați dat curs invitației mele și vă rog să primiți acest aranjament floral. Sper să vă facă plăcere. Acest aranjament floral cuprinde un mesaj ascuns. Vă rog să îl descoperiți și să îl deschideți. Dedic acest buchet și tuturor și apoi să-l citiți. Fetelor, doamnelor, domnișoarelor din viața noastră care ne fac viața frumoasă. Vacanța este o experiență și nu o cantitate de muzee și tablouri. Vacanța de vis și destinația perfectă este oriunde te simți bine. În paranteză, Adi Voica. Am zis și eu asta? Așa se pare. Îmi place, nu știam că am zis-o, dar probabil că rezonez cu povestea asta, pentru că experiența, armonia și senzația de bine poate fi descoperită în tine însuți, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor, înțeleptul Solomon, pomenit mai devreme de invitatul meu, are o vorbă. Spune el așa că prin frumusețile creaturilor îl poți vedea pe cel ce pe toate le-a zidit. Așa că încercați să vă bucurați de toate. Viața este complicată și e cam scurtă. Și atunci nu e păcat să nu căutați și să nu vă bucurați de frumusețile lumii. Călătoriți, eliberați-vă de grijile de fiecare zi. Frumusețile lumii ne stau la îndemână și prin toate ne vorbește cel ce le-a creat pe toate, spunându-ne doar atât. Bucurați-vă! Pe curând!